Nu este vorba doar de politică, ci și despre o schimbare radicală pe care o vor studenții în UBT. Mai mulți studenți au înscris pentru candidatura de consilier și senator în cadrul proiectului Democrația în UBT. Flavius Enache este unul dintre studenții din anul întâi care a candidat, iar colega noastră, Alexandra Codirla, a fost împreună cu el la vot. Cine face Democrația în UBT, vedem în următorul material. Zilele 1-2 noiembrie au fost dedicate votului în universitate. Studenții și-au putut alege consilierii și senatorii care să-i reprezinte facultatea. Fiecare facultate va avea câte 4 consilieri și un senator. De ce are nevoie universitatea tocmai de proiectul Democrația în UVT? Cred că nu numai universitatea, ci în orice astfel de instituție este nevoie de un astfel de proiect în care membrii să-și poată alege reprezentanții și, în special, într-o universitate ca universitatea pe care noi o urmăm. Este important ca studenții să poată alege persoanele care ulterior să le reprezinte în forurile decizionale. Ne aflăm, după cum se vede, la urne și chiar încurajăm studenții să vină să voteze, pentru că acești studenți care vor fi aleși vor fi mai apoi reprezentanții tuturor celor care au votat. Câți candidați și-au ales funcția de consilier și, de asemenea, pentru senator? La unele facultăți sunt mai mulți, la altele sunt chiar atâtea locuri câte oferă Consiliul facultăților respective. Important este că studenții vor să devină studenți consilieri și senatori, ceea ce înseamnă că este dorință și cineva își depune interesul pentru a duce mai departe problemele și interesele celorlalți studenți și ale colegilor lor. Câți vor ieși în funcția de consilier, respectiv senator? Se știe că 25% din numărul de membri în Consiliu și în Senat trebuie să fie reprezentat de studenți, deci acesta va fi numărul în funcție de fiecare facultate. După ce vom afla câștigătorii în funcția de Consiliu și de Senator, ce se va întâmpla mai departe? Aceștia vor participa la ședințele de Consiliu și de Senat, unde vor putea aduce în față problemele studenților, vor putea avea o părere în acest sens, însă este important ca și studenții care au votat să țină legătura cu acești consilieri și senatori și nu doar să știe că avem pe cineva care ne reprezintă și atât. Deci așteptăm ca ei să și expună problemele pe care le au pentru ca acestea să poată fi rezolvate. De ce te-ai înscris la Democrația în UVT? Inițial nu am vrut să mă înscriu, dar am zis să fiu vocea colegilor mei și să fie totul făcut cu transparență în Senat și în Consiliu. Să înțeleg că ai candidat pentru funcția de Consiliu și Senat, de ce? Inițial nu am știut ce e mai ok pentru mine și am zis că dacă pot să candidez pentru ambele funcții, de ce nu? Să mă implic cât mai mult, să încerc să mă împrietenesc cu toți studenții și, până la urmă, asta e cel mai important, să rezolvăm problemele studenților. Ce planuri ai dacă vei ieși învingător? Învingător? Cuvinte mari. Nu știu, sincer. Vreau să mă apropii de toți și să le rezolv problemele. Să fiu alături de ei. Orice problemă, inclusiv și sentimentală, dacă e nevoie, mă pot implica și cu sfaturi, orice e nevoie pentru orice student din Universitatea de Vest. Care îți sunt planurile, chiar dacă nu vei ieși în funcția de senator sau consiliu? Te-ai gândit la varianta aceasta? Da, m-am gândit la variantele, de fapt. Încercăm și la anul, reorganizăm campania, gândim alte strategii și până atunci încerc să îi conving pe parcursul anului că trebuie făcut totul cu transparență. La ce facultate ești? Ce facultate reprezinți? Sunt la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării, pe jurnalism și candidez tot pe facultate, în Consiliu, dar în Senat este mai delicat. De ce este mai delicat?
Este o luptă foarte strânsă, suntem doar doi și contra candidata mea o consider puternică, dar nu mă las mai prejos.